1942 un sfert de milion de evrei. După revolta deținuților din octombrie 1943, naziștii au distrus lagărul și au permis reîmpădurirea locului respectiv. Câțiva ani mai târziu a fost ridicat un monument pe locul lagărului de la Sobibor, însă detaliile privind structura lagărului au rămas necunoscute. Însă, după cum am menționat, în prezent au fost descoperite rămășițile clădirilor în care se aflau camerele de gazare. Președintele memorialului Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, Avner Shalev, a subliniat că descoperirea va înlesni cercetătorilor să descifreze detaliile privind activitatea din lagăr. Avner Shalev a adăugat că faptul va permite de asemenea să fie combătute afirmațiile făcute de cei care neagă Holocaustul, precum și să se înființeze un centru pentru vizitatori. Primul ministru Benjamin Netanyahu a reacționat la atacul cu rachetă de seară din regiunea Gaza asupra regiunii Eșcol, declarând că Hamasului este clar faptul că Israel nu va admite nici tiruri sporadice de rachete și din această cauză Hamas a găsit de cuvință să anunțe că i-a arestat pe cei care au tras rachetele asupra Israelului și că are obligativitate față de încetarea focului. Corespondentul nostru, Ronen Polac, transmite că premierul Netanyahu a făcut aceste afirmații în cursul vizitei la o bază Tzahal a forțelor de informații. Primul ministru Benjamin Netanyahu a mulțumit șefului Serviciului de Informații al Armatei, generalul Aviv Kohavi, pentru aportul factorilor de informații din Tzahal la operațiunea Tsukeitan, stâncă puternică, reliefând că datele primite au contribuit semnificativ la lovitura militară încasată de Hamas. Un înalt factor militar a făcut cunoscut că organizația Statul Islamic nu se arată interesat pentru moment de Israel, însă capacitatea economică dobândită de organizație trezește temerea că va prinde rădăcini și în zonă. Ofițerul superior citat a pus în vedere că organizația Statul Islamic controlează în prezent 60% din câmpurile petrolifere din Irak și Siria și reușește să mobilizeze sprijinul altor organizații. Sursa respectivă a precizat de asemenea că aparatul israelian de securitate transmite Statelor Unite orice informații necesare în lupta împotriva organizației Statul Islamic. Corespondenta noastră Carmela Menașe relatează că ofițerul superior a făcut aceste declarații într-o convorbire cu corespondenți de presă militari. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, declară că va lua măsuri pentru anularea avertizării date cetățenilor români privind călătoriile în Israel. Ministerul de Externe de la București a publicat un astfel de avertisment în urma recentei operațiuni Tzahal în regiunea Gaza. Ministrul israelian Silvan Shalom a avut o întrevedere în România cu ministrul de Externe Titus Corlățean și l-a solicitat să anuleze recomandarea de a nu fi vizitat Israelul. Corespondentul nostru Ronen Polac transmite că în Israel se speră că anularea avertismentului către cetățenii români va duce la creșterea turismului din România, mai ales în cursul sărbătorilor din luna decembrie. Federația Sindicatelor Israeliene Histadrut va extinde mâine sancțiunile în economie în semn de solidaritate cu lupta lucrătorilor de la societatea poștală. Mâine nu vor fi percepute taxe, iar lucrătorii autorității aeroporturilor își vor sista lucruri pentru 3 ore de la 11 dimineață până la orele 14, ceea ce va produce perturbarea decolărilor și aterizărilor pe aeroportul Ben-Gurion. Până aici buletinul de știri redactat și prezentat de Yael Bat-Yosef. Col Israel, vocea Israelului din Ierusalim. Stimați ascultător, l-am invitat astăzi seară la microfon pe istoricul dr. Lucian Zev Herșcovici. Bună seara, Lucian! Bună seara, Yael! Despre ce doresc să ne vorbești astă seară? M-am gândit că ar fi cazul să ne referim la o lucrare pe care eu o consider deosebit de importantă, Enciclopedia Identității Românești, Personalități, de Ecaterina Țară Lungă, publicată la București în anul 2011, și această
lucrare, acest dicționar de personalități, conține și numeroase personalități evreiești, de asemenea personalități evreiești care au emigrat din România, inclusiv care s-au stabilit în Israel, dar și care au emigrat în diferite alte locuri în întreaga lume, inclusiv chiar și personalități care au emigrat din România, copii fiind. În introducere, autoarea menționează că acest dicționar de personalități este partea unei enciclopedii a identității românești. El așează apartenenții unei familii împreună, astfel încât contribuția lor la identitatea românească să devină vizibilă prin ceea ce înseamnă demers unitar al familiei ca rezultantă a educației transmise pe firul generațiilor, dar și ca punct de vedere despre însăși ideea de apartenență a familiei la un ansamblu de civilizație și la standardele lumii civilizației în sens larg. Ea adaugă iradierea acestui ambient asupra minoritarilor și a spus cuvântul și există cazuri celebre de personalități care nu aparțin prin naștere majorității românești, dar poartă prin lume identitatea românească din punct de vedere cultural, puterea a ceea ce numeam fundalul ei cultural formativ. Adaugă de asemenea doamna Țară Lungă, aparține cu toții acestui spațiu identitar, ceea ce nu înseamnă nici de cum că un om, după puterea lui spirituală, nu-și poate asimila o identitate multiplă și nu se poate afirma în mai multe spații culturale fără să-și piardă cu nimic impulsul identitar inițial, ci dimpotrivă, să-l facă și mai pregnant prin puterea comparației cu alte spații identitare. Iar în ceea ce privește contextul dicționarului, chiar de la prima pagină găsim o personalitate evreiască originară din România stabilită în Eretz Israel, Aaron Aaronzon, și chiar apare născut 1876 Bacău, decedat 1919 Canalul Mânecii. Om de știință și om politic, a plecat din țară cu părinții la vârsta de 6 ani în nou ființata colonie Zichron Iacov din Palestina, atunci parte a Imperiului Otoman. A studiat în Franța științele naturale cu o bursă Rothschild. A alcătuit harta botanică a teritoriului viitorului Israel și a descoperit pe muntele Hermon specii noi. Bun, nu o să citesc întreaga lui biografie, care este destul de lungă, dar este de fapt o biografie israeliană. Sau pagina următoare, un alt personaj pe nume Martin Abram, nume la naștere Martin Abramovici, născut în 1898 la Iași, decedat în 1949 la New York, om politic, autodidact, trotskist ca opțiune politică, a plecat în Statele Unite la Minnesota în 1903. Bun, nu o să citesc nici aici întreaga lui biografie, care de asemenea este lungă. Iau așa la întâmplare mai departe pe cineva cum se liberește, printre care să spunem Paul Celan. Paul Celan, e menționat numele la naștere Paul Ancel, născut 1920 Cernăuți, Bucovina, decedat 1970 Paris. Poet, evreu ca etnie. Este menționată ulterior întreaga lui biografie, precum și apare și o fotografie a lui. Apropo, și în cazul celorlalți zei pe care i-am menționat, apar fotografiile lor. Așa mai departe ne putem referi, mai găsim aici pe Benjamin Fondan, Fundoianu, care a ajuns mare scriitor francez, dar care scrisese și în limba română, poetul și publicistul, eseistul, născut la Herța, mort la
la Auschwitz, în timpul Holocaustului, găsim de asemenea pe Moses Gaster, pe frații Haimovici, găsim multe personalități, găsim printre altele și pe Erdogan, care era, menționează autoarea, filosof, evreu maghiar ca etnie, foarte cunoscut, de la Cluj. Lucian, toate aceste date denotă cercetări foarte, foarte ample făcute de către autoare. Este lesne să procură materiale despre un număr atât de mare de personalități? Cred că autoarea a muncit extrem de mult pentru această carte. Ea este cunoscută și ca specialistă în scrierile lui Dimitrie Cantemir. Este o persoană foarte investigativă, o cercetătoare foarte importantă și, apropo, în legătură cu personalitățile evreiești, ea a fost ajutată și de către regretatul dr. Shlomo Leibovich Laiș din Tel Aviv, a cărui biografie de asemenea apare în acest volum. Trebuie să menționăm și faptul că ea notează că a fost ajutată și de o echipă editorială din Chișinău, obținând în felul acesta și mult material în legătură cu personalitățile din Republica Moldova și dintre aceste personalități, chiar unele emigrate, fie în perioada respectivă în restul Uniunii Sovietice, actualmente în statele apărute pe ruinele Uniunii Sovietice, cât și în alte orizonturi ale lumii. Apar de asemenea, printre altele, și intelectuali evrei din Basarabia, care au reușit să devină cunoscuți fie în Basarabia sau în Uniunea Sovietică, fie în România, fie în alte țări. De exemplu, sculptorul Idel Yankelevich. Apropo de sculptură, ne putem referi și la pictură. În cazul acesta, pictorul Marcel Iancu, e menționat Iancu, în paranteză Ianco, Marcel, 1895 București, 1984 Ein Hod, Israel. Sunt numeroase, numeroase personalități. Ceea ce este interesant, ceea ce este important, este că ea readuce, cel puțin acest important din punctul nostru de vedere, ea readuce personalitățile evreiești din cultura și din știința românească, personalități plecate din România din diferite motive și le readuce în cultura română. Să luăm în considerație faptul că mult timp aceste personalități în perioada comunistă au fost șterse în mod intenționat din cultură, ulterior au fost uitate și acum este oare o formă de reabilitare, greu de spus, dar oricum. Hai să menționăm și personalități în viață. De exemplu, Silvia Marcovici, violonista, născută în 1952 la Bacău, e menționată direct, violonistă, evreică după etnie. De asemenea, pot fi menționate și alte personalități, precum Alexandru Mirodan, de exemplu, care a emigrat în Israel, a condus la Tel Aviv revista Minimum și în cele din urmă a editat mai multe cărți, a publicat Dicționarul Neconvențional al... Până aici programul de astăzi seară. Shalom!